pe mine și am vorbit cu ea și duminică în biserică și astăzi m-a sunat și m-a rugat cu ea împreună și Domnul a descoperit anumite lucruri și oricine mă sună, chiar dacă mă sună la 12 noaptea, eu ridic telefonul și mă rog pentru oricine mă sună. Dar știți cum mă sună? Hai, sora Maria. So, în primele 6, sora mea cea mai mare a avut un vis despre mine și Rebecca. Și nu m-a spus până în aprilie 8, noi mergeam spre casă pe la 10:30 noaptea. Și vorbeam și la multe mașini și spatele meu și la dreapta. Și dintr-o dată văd că vine o mașină spre mine, head-on, așa, în sens invers. Și eu m-am gândit că eu mi spre linie care nu trebuie. Și așa de tare a venit și am încremenit. Nu am putut să fac nimica. Și când era așa aproape de mine să mă vească câteva inches, mașina mea s-a sutat la dreapta, complet. Și când m-am uitat sus, nu a fost nicio mașină în jurul meu. Și de atunci până acasă am zis, that was God. Și după aia m-a spus sora mea că ea s-a visat în aprilie 6, că m-a văzut pe mine și pe Rebecca pe un târg, pe gurney, cum se zice în engleză. Când moare cineva îi pune așa pe o târgă. Și Domnul m-a salvat și vreau să-i mulțumesc că el știe că eu nu am fost pregătită să mă duc acasă. Praise the Lord!